continuăm să-i însoțim pe Iisus și pe ucenici pe drumul spre Ierusalim. Pe măsură ce răsfăim Evanghelia după Matei, în al cărei capitol 18 poposim azi. Domnul Iisus practic ne oferă aici o mostră a uneia dintre zilele așa zis normale ale lucrării sale pe pământ, în care îi învăța pe cei ce-l ascultau, discuta cu ucenicii și mai presus de toate, cum vom vedea, se bucura în compania copiilor. Hristos se folosește într-o împrejurare de prezența lor ca să răspundă clar ucenicilor care îl întreabă: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Și atunci Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Am citit primele trei versete din Matei 18. Domnul a iubit copiii. El i-a avertizat pe cei ce ar face pe cei mici să păcătuiască și a acordat o mare importanță proclamării Evangheliei către copii. La ei se gândea și când a spus pilda cu oaia rătăcită. Cu blândețe, el nu încetează să le explice în multe feluri scopul principal al venirii sale: să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar probabil că unii și-au dat seama că lucrurile doar par simple. Așa că pe când Iisus umbla dând învățătură, probabil că unii au venit la el cu diverse întrebări, care arătau că ei chiar cugetau la cele spuse de Mântuitorul. De exemplu, unii sincer preocupați îl vor fi întrebat: ce să facem când fratele nostru ne rănește? Rezolvați-o pe cale pașnică, le-a răspuns el. Și dacă nu se poate, apelați la conducerea comunității. Pentru că majoritatea problemelor noastre pleacă din neînțelegeri cu semenii noștri, în Matei 18, de la versetul 15, Domnul oferă un model de rezolvare a diferendelor și conflictelor dintre frați, în care accentul se pune atât pe iertare, cât și pe calea potrivită de abordare și soluționare. Aflat ca de obicei aproape de Domnul, Petru va fi auzit cu siguranță spusele lui și l-a întrebat: de câte ori să-l iert pe fratele meu? Rabinii recomandau de 2-3 ori. Petru sugerează în întrebare de 7 ori, crezând că prin asta arată cât de generos era. Dar Domnul îi șochează când le spune de 70 de ori câte 7. Prin asta înțelegându-se de fapt să iertăm ori de câte ori ni se greșește, pentru că e greu de crezut că același om va greși față de un altul sau față de noi de 490 de ori pe zi și să-și ceară iertare de tot atâtea ori. Apoi, ca să-i facă să înțeleagă și mai bine, le spune istoria omului căruia stăpânul său i-a iertat o datorie uriașă, să zicem 1.000.000 de euro, dar care om a refuzat să ierte pe cineva care îi datora lui 100 de lei. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, citim din Matei 18, de la versetul 32, și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Am încheiat citatul. Pe de o parte, acest principiu al iertării era o învățătură nouă pentru majoritatea celor ce o auzeau. Ei încă nu știau cuvintele apostolului Pavel din Efeseni 4, versetul 32: cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unul pe altul. Pe de altă parte, principiul este crucial pentru că privește judecata, evaluarea viitoare a oamenilor de către Dumnezeu.